Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre recoltarea ouălor. Unitățile avicole de stat, ori ale cooperativelor agricole de producție sau în gospodării individuale, recoltarea ouălor trebuie să se facă în condiții care să le ferească de murdărie, de căldură sau de îngheț, precum și de spargere. Ouăle se strâng cât mai des, deoarece este suficient să fie încălzite numai câteva ore de corpul păsării ca să se producă dezvoltarea embrionului din nou. Iarna, strângerea ouălor se face și mai des pentru a le feri de îngheț. Ouăle murdare nu se spală pentru a nu distruge cuticula protectoare. La locul de producție, ouăle pot fi păstrate la 10-15 grade Celsius timp de câteva zile, 3, maxim 5 zile, până ce vor fi predate beneficiarilor. Ouăle achiziționate sunt strânse în lăzi speciale de transport, lăzi standardizate. Transportul ouălor de la centrul de achiziție la depozitul de sortare se face numai cu vehicule pe arcuri. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!